România reușește până acum în Germania un turneu extraordinar, din punctul meu de vedere, peste așteptările pe care le aveam. Și deși cam toți jucătorii care au prins minute în primele două partide s-au descurcat excelent, eu zic că unii sunt totuși underrated. Astfel că, din punctul meu de vedere, Denis Drăguș este exemplul perfect. Este un atacant fantastic. Eu nu am mai văzut un asemenea atacant român de foarte, foarte, foarte mult timp. Astfel că astăzi am ascultat de zvonuri apărute în presă și l-am transferat la Trabzonspor de la Gaziantep. Și să-i simulăm cariera tânărului nostru atacant, care are 69 overall în FC24 la 23 de ani. Cred că acum în viața reală are 24, dar este bine timpul de partea noastră. Problema este că în acest moment Drăguș este de-abia a patra variantă de atacant, ceea ce este destul de nașpa. Dar Onuaciu este aici sub formă de împrumut, așa că o să încheie împrumutul său de la Southampton, așa că vor rămâne doar încă 2 atacanți în fața lui Drăguș. Însă vreau să fie numărul 1, așa că Bozoc merge pe lista de transferuri și la fel și grecul Funtas. Totuși am câteva mici reguli pentru acest episod. Practic eu nu o să pot să joc vreun meci. Am voie să dau atacanții afară pentru a face locul lui Drăguș. Am voie până la 3 transferuri în fiecare sezon. Și într-un final am vrut să scap de cei 2 atacanți, Funtas și Bozoc, au fost vânduți. Și voi face doar 2 transferuri în acest sezon. Primul, mexicanul Eric Sanchez, liber de contract, 78 OVR, perfect. Și l-am semnat și pe turcul Merih Demiral de la Al Ahly pentru aproape 20 de milioane ca să fie stâlpul defensiv. Așa că asta o să fie echipa pentru acest sezon și să sperăm că vom câștiga măcar un trofeu. Și primul sezon la Trabzonspor ne aduce un loc 5, ceea ce este destul de ok pentru cum cunosc liga. De obicei Trabzonspor este cam a patra echipă după echipele din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş, dar e ok și așa. În păcate însă am pierdut Cupa Turciei în fața lui Beşiktaş, cât de dezamăgitor. Iar Denis Drăguș are un prim sezon corect, corespunzător, puternic, aș spune. 15 goluri, 2 asisturi, a crescut cu plus 5 overe la 74. Și deja arată foarte, foarte bine totul. În acest sezon s-au întors câțiva jucători care au fost împrumutați, inclusiv Maxi Gomez, care are rating mai bun decât Drăguș, așa că o să caut să-l vând și pe acesta. Drăguș nu vrea să aibă concurență, el va juca toate minutele aici la Trabzon. 2 transferuri și pentru acest sezon, Sofian Amrabat și Ndombele. A plecat și Maxi Gomez la Red Bull Salzburg, așa că echipa este pregătită pentru cel de-al doilea sezon, posibil ultimul la Trabzon. Ok, și terminăm pe locul 2 în acest al doilea sezon la Trabzonspor, peste Galatasaray, peste Beşiktaş, dar Fenerbahçe a fost foarte departe. Și nu-mi vine să cred, pierdem a doua Cupa Turciei consecutivă. Trabzonspor efectiv este noua Spurs, nu știu cum să zic altfel. Și am fost în Conference League în acest sezon. Am terminat pe primul loc grupa cu Pogon, Rapid și Arouca. Am mers mai departe în Out of 16, ne-am trecut de azi de Alkmaar. Și după ne-a scos Liverpool, ok, un oponent foarte, foarte complicat. Liverpool care a și câștigat Conference League. Iar Denis Drăguș a rupt plasele în acest sezon. 27 de goluri și 5 asisturi. Trezeguet, trebuie să zic că un pic l-a eclipsat, dar chiar și așa Drăguș fantastic în acest an. 32 de contribuții, e incredibil. Totuși o grămadă de jucători ne vor părăsi la finalul acestui sezon. Majoritatea se retrag sau n-am vrut să-l mai prelungesc eu înțelegerea. Băi, și cu toate că am avut ani buni la Trabzonspor, 2 ani buni în care am marcat și am crescut foarte bine, cred că este momentul să încercăm o mutare într-o ligă din vest, într-o ligă puternică, într-una dintre cele top 5, adică Franța, nu știu, Germania, Italia, Anglia sau Spania. Cred că Drăguș este pregătit, are 77 OVR, azi la 25 de ani, curând o să facă 26 și cred că este momentul să-l punem pe lista de transferuri și să sperăm că vreo echipă din aceste ligi bune va veni pentru el. Bun, și avem chiar două oferte, una de la Feyenoord de 18 milioane jumate, dar nu e relevantă suma, și una de la Cadiz. Cadiz care nu este chiar o echipă fantastică din Spania. Dar mă uit la echipa cea de la Feyenoord și au un singur atacant în tot lotul. Este vorba despre japonezul Ueda, care are 76 OVR. În rest, au o echipă destul de bună olandezii. Dar nu simt că așa se merg în campionatul Olandei. Nu mi se pare o mare diferență față de Trabzonspor. Să nu uităm că avem oportunitatea de a juca în Champions League anul ăsta cu Trabzonspor dacă am rămâne. Deci mai bine nu, o să refuz oferta cea de la Feyenoord și chiar și pe cea celor la Cadiz. Cadiz care este chiar în a doua ligă spaniolă, deci clar nu. Fuente și Fenerbahce mai vin pentru noi, dar iarăși echipe la care nu m-aș duce, mai ales la Fenerbahce, care ok, au câștigat campionatul, dar tot în Turcia nu aș vrea. Porto vine și ea cu ofertă și nu sună rău. Nouă echipări ce de la Porto au doar 2 atacanți în lot, am putea juca un sistem cu 2 atacanți, să fim practic parteneri cu Tony Martinez, dar parcă nu mă încântă Portugalia. Așa că poate greșesc, dar o să refuz și oferta portughezilor. Raga vine și ea cu o
ofertă, dar dacă am refuzat-o pe Porto, clar o să refuz și Braga. Ajax de asemenea cu ofertă, 20 de milioane. Și nici echipa lor nu este rea, dar iarăși parcă nu mă încântă. Nici campionatul Olandei nu este cu mult peste cel al Turcii. Plus că nu știu pe cel cu Atena și în ce competiții europene evoluează. Al Nassr vine cu ofertă, am tricoul Al Nassr pe mine, dar nu cred că este momentul ca Denis Drăguț să meargă în Arabia Saudită. Deși, dacă eram mai pe final de carieră, poate m-aș fi gândit un pic, dar totuși, cred că o să refuz oferta. Și suntem deja pe finalul lunii august, mult timp n-ar mai fi, așa că o să rămâne la Trabzonspor și în acest sezon, dar cu siguranță va fi ultimul. Și dacă tot rămânem, hai măcar să mai îmbunătățim echipa asta ca să încercăm să câștigăm trofee sau primul nostru trofee mai bine. Mă mulțumesc chiarăși cu două transferuri, doi fundași, Bataille o să fie noul nostru fundaș dreapta și Emeric Laporte, care vine fix de la Al Nassr, super fundaș. Vârsta îi spune cuvântul și era și în ultimele 12 luni de contract cu aceștia. Deși pierdem 3 partii de tot sezonul, Fenerbahce tot termină în fața noastră. Poate că trebuia să mergem la ei ca să câștigăm primul trofeu, dar am zis, bă, hai să avem încredere în Trabzonspor. Locul 2 și în acest al treilea sezon la Trabzon. Anul ăsta nici măcar nu mai prindem finala cupei. Și am ieșit și din grupele Europa League, dar am mers în preliminari, în runda preliminară, unde ne-a scos Copenhaga, deci un sezon un pic cam dezastruos. Partea bună, Drăguș înscrie 30 de goluri și dă și 4 asisturi. Fantastic sezon pentru Denis Drăguș, care atinge 80 overall și cred că acum, sper că acum, sunt niște echipe mai mari în Europa care au pus ochii pe atacantul nostru. Așa că Denis Drăguș va rămâne pe lista de transferuri, oricum este în ultimele luni de contract cu Trabzonspor, deci chiar sper să ne găsim o echipă potrivită, fiindcă n-aș vrea să mai stau încă un sezon aici. O da, uite, asta voiam să văd și până acum. Leicester City vine cu ofertă de aproape 30 de milioane, dar nici nu contează banii, pentru că efectiv nu contează, dar important este că e echipă de Premier League, sau cel puțin așa cred, care ne ofertează și sună foarte tentant. Ba nu, Leicester este în Championship, din păcate, nu știu dacă vedeți de facecam, dar Leicester este în Championship. Totuși, echipa lor arată super, super bine, dacă mă întrebați pe mine, nu știu cum au retrogradat sau cum de se află acolo în a doua ligă, pentru că au niște jucători incredibili. Uitați-vă și voi, Badia, Chile este aici, Cealoba, Fas, niște jucători extraordinari. Bine, trebuie să ținem conști de nivelul Angliei, dar totuși Leicester n-arată rău. Păi și sincer vă zic, nu știu cum ați fi ales voi, nu știu dacă considerați o mutare înțeleaptă sau nu, dar o să accept oferta celor de la Leicester. Sper să se înțeleagă cele două cluburi și aș prefera să merg la Leicester, unde cred că vom putea promova încă din primul sezon și apoi evident să ne batem acolo în Premier League, unde să ne încercăm să ne facem un nume. Asta pentru că v-am zis, n-aș vrea să mai rămân și al patrulea sezon în Turcia. Deja Drăguș și-a petrecut jumătate din carieră în Liga Turcie și cred că este suficient, așa că Leicester, sper să vă înțelegeți. Și da, Drăguș se înțelege cu Leicester și semnează cu aceștia, deci este perfect. Din jucătorii pe care avem, cam asta ar putea fi cea mai bună pe care o putem alinia. E drept că acolo la mijloc nu prea avem așa jucători, fiindcă deși un 4-2-4 pe care l-am ales avem mulți mijlocași defensivi sau mijlocași ofensivi. Am găsit și mijlocași Raskin și cu Diomande, doi jucători destul de tineri și cu rating bun. Am dat și doi jucători la schimb pentru a-i aduce pe aceștia, fiindcă v-am zis că aveam prea mulți jucători în lot. Am dat un mijlocaș defensiv și un mijlocaș ofensiv. Și am vrut să-i vând și pe Iheanacho și Opoku, așa că Drăguș nu mai are așa multă concurență în atac. Iar primul sezon la Leicester este un real succes. Câștigăm Liga a doua și mergem în Premier League. Practic putem pune drept primul trofeu al lui Drăguș. Chelsea a FA Cup-ul, dar cum a ajuns Wrexham în finala FA Cup? Incredibil. City a Carabao. Iar Drăguș livrează și în Anglia 23 de goluri și un assist, un sezon extraordinar. Kenan, care a marcat o grămadă de pe banca de rezerve, e clar că Solari nu a avut deloc un an bun și din fericire Drăguș a fost la polul opus. Totuși un grup important de jucători ne va părăsi. Suntem practic la primul sezon al lui Drăguș în cel mai important campionat de lume, Premier League. Asta este echipa pe care o avem în acest moment, dar e clar că este loc de mai bine și cum am voie să fac 3 transferuri, cred că ăsta o să fie primul sezon în care chiar voi transfera 3 jucători. Ales că avem 170 de milioane de euro buget, de unde habar n-am. Și am ales și cei 3 jucători. Rico Lewis, deja super fundaș dreapta la 22 de ani. Rashford, care nu mai era cine știe ce la Man United, era de-abia a doua opțiune. Și tânărul Minte, care vine de la Newcastle pentru o sumă consistentă, dar nu chiar foarte mare, fiindcă era în ultimele luni de contract, plus că am dat pe cineva la schimb. Așa că cu această echipă o să atacăm primul sezon de Premier League din cariera lui Drăguș și să sperăm că vom obține o clasare în primele 10, fiindcă echipa asta
Nu cred că se poate gândi la retrogradare. Ok, ok, și terminăm exact cum am zis, în top 10, pe ultimul loc practic din top 10, adică pe locul 10. Frustrantă este că am fost la un singur punct de locul 7, care cred că ne-ar fi dus în Conference League, dar este ok pentru un prim sezon în Premier League. Liverpool ia FA Cup-ul, Spurs ia Carabao, iar Drăguș a avut un sezon ok cu 14 reușite, cu siguranță nu cel mai prolific al său, dar ținând cont că este Premier League-ul, este de înțeles. O grămadă de jucători ne vor părăsi și în acest sezon, însă nu sunt jucători relevanți pentru primul 11, plus că Mavididi a furat minutele lui Rashford, deci nu e ok. Și poate să pară surprinzător pentru voi, dar o să vreau să-l mut pe Drăguș, o să vreau să plece la echipă mai bună, fiindcă deja are 85 OVR și 28 de ani, dar o să facă 29 săptămânile acestea. Practic este în prime-ul vârstei și vreau să înceapă și el să câștige trofee, așa că sper ca echipele mari să-l fi sesizat până acum. Ok, ok, Monța. Monța vine cu 50 de milioane de euro pentru a lua pe Drăguș. În primul rând, de unde are Monța 50 de milioane? Și în al doilea rând, cu siguranță, nu. Ok, ok, iar Spurs și cu Arsenal vin acum cu oferte. E, astea dea oferte interesante. Vedem că deja Drăguș a atins 29 de ani, așa că o să accept oferta celor de la Arsenal și dacă nu va fi acceptată în câteva zile, o să accept și pe cea de la... Dacă nu se va înțelege cu Arsenal, o să o accept și pe cea de la Spurs în câteva zile. Dar Drăguș se înțelege cu Arsenal să fie noul atacant al Tunarilor. Doar că la ce echipă ajungem? Varaschelia, Vlahovic este aici, Rice, Odegaard, o echipă fantastică. Și practic Amos este cel mai bun prim 11 pe care poți să-l aliniezi, în care să fie și Drăguș. O să joace acolo cu Vlahovic, o să-și împartă golurile. Și am făcut exact ce am zis, am vândut doi atacanți, Jesus și Bieret, pleacă ambii în Premier League. Jesus ca să fie chiar înlocuitorul lui Drăguș la Leicester. Vreau să menționăm că suntem în Champions League cu Arsenal, într-o grupă echilibrată, dar facilă din punctul meu de vedere. Va fi prima experiență în cea mai importantă competiție europeană pentru Denis Drăguș. Da, poate că n-am ales chiar echipa corectă din Londra. Spurs câștigă titlul, în timp ce noi Arsenal terminăm pe locul 6. Nu știu cum cu echipa asta antena pe 6, nu știu ce echipa are Spurs de a lua campionatul așa la pas, aș spune. Dar e clar că nu a fost un sezon grozav, cel puțin în Premier League. Aston Villa ia FA Cup-ul, Brentford câștigă Carabao Cup. Hai să vedem, am ieșit din grupele UEFA Champions League. Mai departe ne-a scos Atletico, băi, nu se poate așa ceva. Măcar Drăguș a avut un sezon bun, 19 goluri, 2 asisturi, nu a crescut deloc în rating, dar este ok. Problema este că ne apropiem de finalul carierei acestuia și n-am reușit până acum decât un trofeu, adică Championship. Sincer, echipa este extraordinară, așa că nici în acest sezon nu o să fac vreun transfer aici la Arsenal. Cred că într-un fel ar fi unfair să mai aduc pe cineva la această super echipă. Da, mă, da, campioni în Anglia, campioni în Anglia cu Arsenal la un punct de Manchester City, ca și în viața reală, foarte strânsă lupta asta. Spurs termină pe 5 în acest sezon, deci până la urmă eu zic că am făcut alegerea corectă să venim la Arsenal, nu la Spurs. Brentford câștigă încă un trofeu, câștigă FA Cup-ul. Din păcate însă City ne-a învins în Carabao Cup. Și aparent n-am fost în nicio competiție europeană, probabil din cauza cupelor, deși am terminat pe 6 anul trecut, ciudat însă, da, n-am fost în nicio competiție europeană. Denis Drăguș n-a avut un sezon extraordinar, doar 14 contribuții la gol, este destul de puțin pentru nivelul pe care și l-a setat singur, totuși măcar a ajuns la 87 overall. Un grup important de jucător o să ne părăsească, că însă sunt jucători care nu prea au jucat, inclusiv Firjan. Mai bine lasă să plece, fiindcă aici pur și simplu încălzește banca. Nu o să fac niciun transfer nici în acest sezon, fiindcă echipa arată prea bine și sincer încă sunt câțiva jucători care pot să mai crească. Mi se pare destul de amuzant, dar Leicester ne vrea înapoi, la fel și Fulham care ne ofertează, dar nu cred că ne vom întoarce din păcate la Leicester. Ar fi fost frumos, dar nu acum cel puțin. Totodată vom juca din nou în UEFA Champions League după două sezoane, dar avem o grupă mai grea cu Leverkusen, Ajax și Dinamo Kiev. Sperăm că vom ieși din grupe și de ce nu să câștigăm competiția. Și reușim back-to-back în Anglia, 3 puncte peste Liverpool și suntem din nou campionii Angliei. Ne bate Brentford însă în Community Shield, incredibil. Chelsea a FA Cup-ul, iar Liverpool câștigă Carabao. În Champions League am reușit să ieșim din grupe de pe primul loc, ceea ce este un prim semn bun. Mai departe, nu pot să cred, Barça ne elimină, efectiv în Champions League a fost horror până acum, ci de am jucat doar două sezoane, dar de fiecare dată Round of 16, nașpa. Dar Drăguș a calibrat tirul și a marcat 19 goluri în acest sezon și a dat și 6 asisturi. E clar că Vlahovic este la un cu totul alt nivel,
Dar Drăguș este acolo, este acolo, sunt cifre foarte bune. Alți 5 jucători vor pleca, dar la fel, sunt jucători care nu joacă și stau degeaba pe banca de rezerve. Și am stat ceva să mă gândesc dacă să mai stăm sau nu la Arsenal, fiindcă avem ani buni în fotbalul englez și mă gândeam că poate o schimbare ar fi benefică, dar echipa asta parcă este prea bună, parcă o simt în formă, parcă o simt puternică și simt că am putea să câștigăm și Champions League-ul anul acesta cu puțin noroc, fiindcă, pe bune, e prea bună echipa asta ca să fim eliminați în round of 16. Și vorbit de Champions League, avem o grupă accesibilă, Villarreal, Gladbach și Bodo/Glimt. Până acum n-am avut probleme din a ieși din grupe, dar am avut probleme mai departe, așa că nu fac griji că nu vom ieși din grupe. Și a trebuit să opresc simularea, băieți, suntem în finala UEFA Champions League împotriva Milanului. 2032, Milan, Arsenal în finală, Drăguș acolo în față cu Vlahovic, Odegaard, Varaschelia, Süle, toți sunt senzaționali și hai să vedem dacă putem să-i trecem în palmares lui Drăguș și un trofeu UEFA Champions League. Hai să vedem. Dăm pe Quick Sim și dăm OK. Hai mă să vedem. 4-3 la penaltiuri. Arsenal este campioana Europei, iar Drăguș este și el campion al Europei. Din păcate în Premier League însă terminăm pe locul 2. Doar 2 înfrângeri tot sezonul, dar prea multe egaluri. 17 egaluri, efectiv o grămadă. Câștigăm în premieră și Community Shield. United-ul ia FA Cup-ul. Spărsia Carabao. Fabulos. Efectiv fabulos, Drăguș a fost motivul pentru care echipa asta a performat atât de bine. 42 de goluri și 5 asisturi. Nu știu, efectiv mă înclin în fața lui, mă înclin. Denis Drăguș, fabulos, 47 de contribuții la gol, de departe cel mai bun sezon al carierei. Din păcate însă Leni Yoro și cu Joshua Nash ne vor părăsi, fiindcă aceștia n-au vrut să mai renească contractele. Însă cu toate că am avut un sezon trecut extraordinar, o să vreau în acest an să plecăm de la Arsenal și să ne găsim o echipă în afara Angliei, să încercăm o experiență nouă. Ok, și avem două oferte ciudate și exotice în același timp, Las Palmas și cu Torino vin cu oferte de cam 100 de milioane, nu știu unde au banii ăștia. Dar nu cred că vreau să mă duc la vreoane aceste două echipe. Burnley, Wolves vin și ele cu oferte, dar nu sunt echipele pe care mi le doream cu siguranță și mai ales că cele două sunt din Anglia. Ok, Leipzig vine acum cu ofertă. Leipzig este cu siguranță cea mai interesantă variantă pe care am avut-o până acum. O să mai aștept câteva zile să vedem dacă mai vine vreo altă ofertă. Vine și Lazio cu ofertă. Ok, și acum chiar este interesantă alegerea asta. Chiar interesantă. Vă zic sincer, aș prefera Lazio. Nu știu de ce, dar parcă Lazio sună mai bine. O să accept oferta lor și sper să se înțeleagă, fiindcă Drăguș are un salariu uriaș aici la Arsenal. Și da, Drăguș se înțelege cu Lazio și vom evolua în capitala Italiei din acest sezon. În prima privire pe care o arunc peste această echipă, vedem că este o echipă foarte interesantă. João Neves este aici, de asemenea Antonio Silva. Și cam acesta ar fi cel mai bun primul 11 pe care putem alinia. Dar mă voi folosi de transferurile pe care pot să le fac și cred că o să aduc 2 sau 3 jucători în funcție de buget. Și mi se pare amuzant că ofertele pe Drăguș continuă să vină. Wolves îl vrea, dar nicio șansă să plecăm de la Lazio. Și până la urmă am făcut 2 transferuri, 2 italieni, 2 jucători cu experiență, Fratesi și cu Vicario. Dar cu cei 2 în primul 11 echipa asta arată mult mai bine. Iar Lazio este în Champions League, este într-o grupă grea totuși cu Barça, Fenerbahce și Dinamo Kiev. Și mi se pare absolut incredibil, Denis Drăguș nu este nominalizat la Balonul de Aur pentru anul 2032. Rodrigo, Foden, Haaland și Vinicius, clasici și suspect să zic așa, sunt aici. Dar al nostru Drăguș cu 42 de goluri anul trecut și câștigător de UEFA Champions League nu este, nu mi se pare corect efectiv. Cu siguranță probabil nu are ratingul celor 4, dar performanțele sale eu zic că au fost mai mari decât ale lor categoric. Ratăm calificarea în următorul sezon de Champions League la limită cât de cât, adică din punct de vedere al poziționării clar la limită. Antrenat pe locul 5, dar ca puncte destul de departe, 7 puncte ne separat de Napoli, care antrenat pe 4, Milan este campioană. Câștigăm măcar Supercupa Italiei și avem un trofeu în acest an. După însă merge la Inter. Iar în Champions League am reușit să ieșim din grupe cu 9 puncte, Barça a fost detașat acolo pe primul loc. Mai departe am dat de PSG care ne-a eliminat. Și deși înaintează în vârstă, Denis Drăguș nu se oprește. 25 de goluri și în acest sezon, plus un asist. Vom pierde însă un singur jucător în acest sezon, este vorba despre Gelson Fernandes. Iar în acest an trebuie să ne atingem serios de echipă, pentru că sunt mulți jucători în vârstă care au scăzut în rating. Și am făcut 3 achiziții, băieți. Prima oară, un fundaș dreapta tânăr de 84 overe, un nou mijlocaș central tot așa de 84,
acolo și un fundaș central de backup foarte tânăr, un tânăr promițător, 7-7 overall la 18 ani, incredibil. Astfel că aceasta o să fie echipa pentru acest sezon, este o echipă în continuare destul de bună, e clar că unii jucători o să mai scadă în rating, dar cred că încă putem să ținem acolo sus. Da, iar sezonul ăsta ne-am cam dus în cap, locul 10 cu Lazio, partea bună antrenat peste AS Roma, dar nu cred că ăsta era obiectivul. Fiorentina câștigă Cupa Italiei și am fost în Europa League la începutul sezonului, doar că antrenat pe locul 3, așa că am mers în Conference League. Acolo unde Wolfsburg câștigă într-un final, dar noi am trecut de Bilbao, de Union Sanguiloa și ne-a bătut Nice până la urmă în sfert. Drăguși a avut iar un sezon consistent cu 23 de contribuții, deși a fost depășit de Dandrea, care a marcat 21 și a dat 5 asisturi. Iar pentru ultimul sau ultimele două sezoane probabil din cariera lui Drăguș o să vreau să mergem în altă parte. Lazio a fost o echipă destul de bună, însă e clar că echipa este în declin și nu am cum să o mai ridic, așa că o să încerc să plec de la Lazio. Și avem două oferte pe o gălăgie de bani. Două echipe de Premier League aruncă aproape 130 ceva de milioane pentru un jucător de 35 de ani, West Ham și Leeds. Oferte interesante, însă nu știu dacă aș vrea neapărat să mă întorc în fotbalul englez. Milan vine și ea cu ofertă și ar fi interesant să rămânem în Serie A, deși parcă mi-aș dori o nouă experiență într-un nou campionat, așa că o să refuz și oferta milanezilor. Vă zic sincer, acum ar veni perfect o ofertă de la Al Nassr, cu care tot am tricou pe mine. Man United și cu Fiorentina aruncă și ele o grămadă de bani. Man United însă chiar sună foarte, foarte bine, sincer. Dar să trădăm oare Arsenal, la care am petrecut atâția ani pentru Man United? Juve vine și ea, dar sunt doar echipe din Anglia și din Italia, iar eu mi-aș dori un nou campionat. Și avem prima echipă din afara Angliei și a Italiei, Real Sociedad. Campionatul Spaniei trebuie să zic că ar fi unul destul de interesant, plus că suntem deja în luna august, adică a trecut o lună din perioada de mercato și asta, cum am zis, a fost prima ofertă din afara Angliei și a Italiei, așa că cred că o accepta pe asta și sper să se înțeleagă Drăguș cu Real Sociedad. Da, și Drăguș o să meargă la San Sebastian și trebuie să zic că am găsit o super echipă aici. Avem jucător foarte bun, Vitinha, 87 la mijloc, care da, este un pic în vârstă, dar avem și jucător tineri. Este acest german de 87, avem portarul ăsta de 87 care este belgian, este probabil regenul lui Courtois. Avem și regenul lui Salah aici în dreapta, l-avem pe Ferguson acolo în atac lângă noi și în rest o echipă destul de bună, dar dacă tot am acele trei schimbări pe care pot să le fac transferuri, o să le fac probabil în acest sezon. Așa că am făcut două transferuri, regenului Koulibaly și un atacant de backup, un paraguayan de 23 de ani. Așa că echipa acum este completă. Iar Real Sociedad este în Champions League, suntem într-o grupă cu Atalanta, Shakhtar și AEK Athena. Terminăm pe un dezastros loc 7, efectiv nici măcar loc de Europa League, de-abia poate cu noroc să fi prins conference-ul. Iar Real a câștigat Supercupa, Eibar câștigă Cupa Spaniei. Iar în Champions League văd că am ieșit din grupe 15 puncte lejer primul loc, mai departe însă ne scoate fosta noastră echipă Leicester City, care este scoasă totuși în următoarea rundă de către Bayern München, dar dezamăgitor sezon efectiv. Partea bună e că Drăguș n-a uitat să înscrie 15 goluri și un asist în acest sezon. Și avem confirmarea, Drăguș se retrage la finalul acestui sezon, va avea 36 de ani în acel moment. Așa că hai să câștigăm câteva trofee în acest an și să îmbunătățim întâi echipa. Și am adus pe Arnau Martinez ca fundaș dreapta și sârbul Jankovic de 84 overe. Și poate că în acest ultim sezon din cariera lui Drăguș vom câștiga și noi un trofeu. Și da, încheiem frumos cu titlu în Spania, 10 puncte peste locul 2 Villarreal, n-am avut concurență. Granada însă câștigă cupa și din păcate, așa cum m-a așteptat, nu am participat în nicio competiție europeană. Drăguș însă și încheie superb cariera cu 21 de goluri și 3 asisturi. Astfel că aceasta a fost și cariera lui Denis Drăguș simulată. Cred că au fost 12 sezoane sau chiar 13, o grămadă. A reușit 279 de goluri, 42 de asisturi și a câștigat 8 trofee, din păcate fără balon de aur, deși eu zic că trebuia să-l câștigi în acel an cu 42 de reușite. Spuneți-mi în comentarii cărui jucător să-i mai simulez cariera, iar până la următorul episod să ne auzim cu bine. Pa, pa!